Ștefan aici. Astăzi nu o să avem un clip obișnuit, ci o să avem un clip cu un invitat special și o să vorbim despre Doctor Who, care știți că este serialul meu preferat. Dar acum haideți să o chemăm pe Evelina. Ea este Evelina și este jumătatea canalului The Hereabouts. Cealaltă jumătate, Sandra, nu este aici acum. Este poate acasă. Acasă, dar poate data viitoare va fi și ea alături de noi, sau va fi doar ea, că tu gata, ți-ai făcut. Gata, exact, da. Și nu știu dacă vă amintiți, acum e ceva vreme... Așa. Da, este un musc. Acum ceva vreme v-am vorbit într-un clip cu favorite despre un canal care îmi plăcea mie foarte mult, The Hereabouts. Noi eram noi! Și acum filmăm împreună! Da. Și, după cum vedeți, vom discuta despre TARDIS, despre Doctor Who, despre companioni, despre tot. Despre tot ce ține de Doctor Who. Bine, este un tag. Da, e un Doctor tag. Who tag. Da, așa e. Așa e. Da, se pare cu tag. Nu chiar despre tot. Nu chiar de tot. Da. Dar, atenție, dinainte, o să fie spoilere. N-avem cum să le evităm în mare parte. Așa că dacă n-ați văzut încă tot Doctor Who, și apropo, eu n-am văzut, dar am aflat că o să fie femeie. Păi, da. Eu n-am văzut ultimul sezon. Păi nu a apărut. A, nu? Nu. Păi, a, și atunci de unde se știe că o să fie femeie? Pentru că se știe întotdeauna. De-abia au terminat filmările. Ah, ok. Eu n-am terminat ultimul sezon, am văzut doar câteva episoade și am crezut că a fost și regenerarea și nu. Tot. A, ok. Dar oricum o să fie spoilere, în caz că v-am dat acum unul foarte mare. Al meu este David Tennant. Și-al meu la fel. Bine, am ales foarte greu. Da. Că fiecare are un loc special. Da. Dar l-am ales pe el pentru că cu el am văzut primul episod. Și eu la fel. Dacă am văzut și același prim episod. Da, o să vedem după aia, oh, că God, este o întrebare. Așa. Și al doi, adică de fapt, un fel cam în același loc este și Matt Smith, pentru că după ce a plecat David Tennant, am zis că nu o să mai placă absolut nimeni. Și la fel. Și când a apărut Matt, eram, cine e asta? Da, nu-l suportam! Cine asta cu capul mare? Da, e și urât. Exact, exact. Cât de charming era David, ce frumos, ce nu știu ce. Și după aia, după primul episod, eram, e amuzat. Ok. Și e charming. Da, exact. Exact, da. Da, și pe mine m-a cucerit până la urmă, da. Matt Smith. Da. Și îmi place și de Eccleston, să știi. Știu că e... Da. E cel mai puțin menționat peste tot, că a avut și un singur sezon față da. De restul, care a avut mai multe. Dar mi-a plăcut și de el, adică nu am așteptat să se termine cât mai repede sezonul cu el, știi? M-am bucurat de fiecare Da, devenise simpatic așa cumva. Exact, exact. Dar întotdeauna am zis că el e așa, e genul ăla de Manchester United, da, știi? Exact! Așa e! Da, e că are atitudinea aia, știi, așa și cu geaca aia de piele, da. Știi, era... Da. Și îmi place și de Capaldi, dar nu atât de tare, sincer. Da. Da. În schimb, mi-a plăcut foarte mult de The World Doctor, dacă mai știi specialul ăla atunci. Da. Foarte mult. John Hurt, da, da, perfect ales, perfect, perfect, perfect. Știu. Posibil să avem un musafir. Exact. Nu te pune pe hârtiile noastre, te rugăm. Da. Acum avem o coadă. Exact. Și o să-mi dea și peste față cu ea. Spre rușinea mea, bine, o să fie o întrebare și o să vedeți în continuare. Eu n-am văzut seria veche. N-am văzut nimic din seria veche. Da, nici eu. Da. Nu mai simt prost? Da, nu. Nu, m-am gândit că nu o să-mi plac efectele speciale. Am văzut așa doar niște imagini, da, și exact. Efectele speciale sunt... Da, acolo m-am plus că nu știu dacă l-aș fi găsit. Am înțeles că se găsesc oricum destul de greu și nu găsești tot ce mai e din seria veche. Chiar da. Nu ai cum să găsești tot. Și cam distruge magia în momentul când vezi efectele alea. Da, probabil că au avut farmecul lor la vremea respectivă, dacă da. Le-ai fi văzut atunci. Exact, gândește-te și la primul sezon din 2005. Da, era cringe, așa, da. Mi-a zis lui Andrei să-i dea o șansă serialului. A început cu Eccleston și era... Da, ești sigură că este serialul tău preferat, da, știi? Da, da. Pe bune, adică uite ce e fix, uite, hai mă, dă-i o șansă. Da, și exact, după aia exact. A ajuns la David Tennant și era, da. Da. Deci, confirmăm. Hai, da, exact, așa. Următoare. La mine, bine, voiam să zic primul episod pe care l-am văzut ever, dar după aia era cumva, era da, întrebare, exact. Așa că o să aleg din episoadele de Christmas Special, care mie mi-au plăcut super mult și mi-au plăcut în special, am ales două, n-am putut. E greu. Așa, Christmas Carol și asta, The Doctor,
PC. Așa. Așa pe scris. Așa. The Doctor, the Widow and the Wardrobe. Știi? Care era cumva... Să-mi amintesc care era ăsta. Titlul cumva era inspirat de Narnia. De Narnia, da. Era să ne spargă un set cu vitamina C pe care îl menționăm în clipul despre favoritele noastre de pe canalul de Herbal. Așa. Uite, o scurtă reclamă. Da, uite, vezi, a pus să fie aici, în da, plan. Da. Da. Trebuie să zic de ele, trebuie să zic despre ce e vorba. Da. Un pic acolo, adică un scurt rezumat, dacă păi, că eu le știu, dar da, să le știe și... Cel cu Christmas Carol... Logic, este inspirat de cumva povestea clasică cu Christmas Carol. Era vorba de un nene în vârstă care era... Deținea aproape tot orașul, practic. Exact, și dar era un pic și... ciudat în orașul ăla, că era ceva un că... Mic? Da, un pic, să zicem. Era când se lăsa seara și ceață, da. În ceața respectivă pluteau pești și brechini și... Da, și... da, da. Tot era felul de creaturi ciudat. Maritime. Exact, ciudate. Da. Și... Nu mai știu, el cumva controla ceața, parcă. Da, avea ceva în podul ăla lui, pod, mă rog, în clădirea aia lui și prin aia controla practic ceața și se folosea de ceața aia să controleze poporul, să-i mențină sub control. Exact, da. Și cumva, îmi sper că era cu Matt Smith ăsta, cred că am blesem cu Matt Smith. Da, era cu Matt Smith. Așa, și el i-a făcut chestia aia cu fantomele... Trecutului și viitorului și prezentului, și așa descoperim practic de ce era atât de urâcios. Da, exact. Și de fapt e a love story. Da, exact. Spoiler. Și foarte drăguță. Da, foarte drăguță. Așa, și cealaltă este tot așa inspirată de Narnia și adică tot de poveste. Numai că e de Narnia inspirat doar la partea cu titlu și cu când intră în lumea respectivă, printr-un cadou, la fel cum era în Narnia când intrai printr-un dulap. Printr-un dulap, da. Mm-hmm. Și aici ajungeau într-o pădure. Și tot așa cu zăpadă. Cu zăpadă, exact. Da. Mă, că deci... e altă poveste. Era... Da, e complet altă poveste după aia. Da, e complet altă. Extraterestri. It's aliens. Exact. Eu am reușit să găsesc... Mi-a fost foarte greu. Dacă mă întreb mâine, probabil o să aleg o altă povestire preferată. Dar în momentul ăsta... am trecut aici ca povestea mea preferată din Doctor Who, despărțirea dintre Amy Pond și Rory. Când, mă rog, se regăsesc ei după toată nebunia aia cu centurionul și la-la-la și la-la-la. După aia avem faza cu divorțul, cu împăcarea, cu la-la-la. Și pe final de tot, când practic dispare și companionul Amy Pond, erau ei într-un deal. Și se luptau cu niște Weeping Angels. Oh my god, da. Și pe Rory îl răpește un Weeping Angel. Nu mai știu cum se numește. Take Manhattan, cred. Da. Oh my god, deci am plâns atât de mult la episodul ăla. Și eu. Și pe Rory îl răpește un Weeping Angel. Și practic Weeping Angels te arunca undeva în timp și spațiu fără să știi exact unde o să nimerești. Și... În trecut, oricum. Da, exact. Era o chestie asta și că... într-un punct fix, adică nu mai puteai să... Da, era cumva, ajungeai, îți trăiai viața, ajungeai în trecut fix în perioada, cum să zic, fix când te-au răpit, atunci ajungeai tu la sfârșitul vieții tale. Da, o chestie de asta. Da, ceva de genul. Și în momentul ăla apare acolo, era un deal care era un cimitir sau ceva de genul, și apare o piatră funerară cu numele lui pe ea și cu data când murise. Și ei mi-a zis că ea nu poate să-și trăiască restul vieții fără Rory și că o să se ducă așa către un Weeping Angel și dacă ajunge dacă ajunge practic unde ajunge și Rory, ok, dacă nu, măcar a încercat. Da. Și ajung împreună. Da. Imediat după ce dispare ea, apare și numele ei pe piatra funerară. Da, drăguț. Da. Nu știu, am plâns. Am doi, Amy și Rory, evident. Da. Aș fi zis și eu Amy, dar am zis să mai diversific. Mi-e foarte greu să aleg din nou. Am o problemă în viață cu alesul. Așa că am ales-o pe Donna. Mi-a plăcut foarte mult și de ea. Da. Foarte mult. Inițial scrisesem Rose, după care am citit și am scris Donna. Mm-hmm. Mi-a plăcut mai mult Donna decât Rose. Și cel mai puțin, adică nu mi-a plăcut deloc... nici măcar Clara Oswald. Deloc, nu știu de ce. Da, știu. Nu pot. Da.
Și mi s-a părut, cu toate că au încercat să o aducă și cu Capaldi și... Da, exact. Nu știu, da, era ceva ciudat cu ea, nu știu, fost așa. Eu nu mi-am dat seama, am încercat să-mi dau seama de ce nu-mi place de ea, că nu... Da. N-avea un personaj enervant sau ceva, dar... Nu știu, da. Oricum, eu cu ea am văzut după aia Victoria, știi? Că a jucat ca regina Victoria, ea. Foarte tare, da, să te uiți tot de BBC. Da. O să încerc. Foarte frumos. Da, păi nu joacă rău actrița, da. Trebuie neapărat să te uiți. Da, o să mă vedem dacă e la fel. Deci în același timp, cum ar fi să fie la fel? Hai. 3, 2, 1, don't blink. Blink, da. Nu cred! Da. I got the chills. L-ai văzut cumva la TV? Da! Da, și pe eu... Pe TVR sau ceva, nu mai știu, un nu, post. Pe... Cred că XN sau ceva. Posibil, la TV sigur. Da, da. Da, da. Ori avea un singur episod cumpărat și îl dădea se în continuare. Se pare că l-au mai dat. Nu știu dacă chiar l-am văzut chiar în acest cum timp. Ar fi. Da. Dar oricum, a fost o chestie de asta că eu știam de Doctor Who, dar doar auzisem așa că îl urmăream pe... Charlie McDonald, știi? Știi că a făcut cântecul ăla păi pe drumul vieții? Exact, și eu nu știam exact, că știam că de la el îi place și că făcuse și melodia aia cu Blink și eram, ok, super, nu știu ce. Și după aia când am văzut, pur și simplu dădeam canalele și era, cred că XN, cred, așa. Și văd, scria ceva cu Doctor Who și eram, asta nu e cumva serialul ăla de care zicea Charlie... Ia să-i dau o șansă. Și era fix începutul, deci de-abia începuse. Mamă, și m-am uitat fix. Și este, mi se pare că e episodul perfect, deci întotdeauna când am zis că... Să recomand cuiva ăla. Să recomand cuiva să se uite. Ăla este prima dată la care trebuie să vă uitați. Așa mi se pare și mie. Și dacă o pauză foarte scurtă, ca să rămâne fără spațiu. Văd că blinkește acolo. Blink, blink. Don't blink. Am filmat ceva. Am întors, nu mai aveam spațiu pe card. Dar da, sunt complet de acord cu tine. Dacă ar fi să recomand cuiva care acum începe Doctor Who, clar episodul ăla. Da. Dar pe la urmă e Blink, nu e Don't Blink. Nu, eu am e Blink, eu așa Blink. Știu. Ai dreptate. Și asta e pentru că e perfect că este stand-alone. Da, episode. Exact. Și poți să te uiți doar la el și asta e că faza, nici măcar David Tennant nu prea apare. Apare foarte da, puțin, da, nu știi da, exact da, care apare e faza. În înregistrările. Exact. Da. Și nu știi care e faza, plus că e cu... Ce tot întâmplă. Ce, blinkește? Da, cred că aveam chestii pe card. Și de-aia ne-am îndrăgostit de exact. Serial. E tot cu Weeping Angels. Sunt cei mai înfricoșători. Yep. Extraterestri. Ever. Da. Am pus vreo 3. Mai știam care e și m-am uitat pe Wikipedia să văd episoadele care mi-au plăcut cel mai mult. Și... Acolo. Da, mai aveam un episod, dar nu mai contează acum. Așa, trecem peste. Așa, este seria 4, care este cu Dr. Rendona. Da. Așa. Și seria și 5 și 6 favorite. Cu Amy, Rory și River. Astea sunt și la mine. Da. Doamne, River, deci da. Atâtea plot twist-uri. Da, da, exact. A Doamne, fost mind deci eu mă uitam, blown momentul exact. Ăla când... Mă uitam, dădeam pauză și eram... Deci mă blocam efectiv, da, nu pot să cred, melody, nu pot să cred, Melody da. Pond, what? Da. Nu. Da. A, te rog, spune tu asta. Ai timp să te gândești repede. Da. La mine preferata e fix dinainte de a se regenera din al 10-lea an al 11-lea, adică din David Tennant în Matt Smith. Și era povestea cu Donna, când, mă rog... Long story short, să zicem, ca să nu facem aici un întreg episod Doctor Who. Donna absorbe energia din TARDIS și, mă rog, devine foarte puternică, salvează la lume și nu ar fi supraviețuit, pentru că era o energie mult prea puternică pentru corpul ei și pentru mintea ei ca să facă față, așa că doctorul este nevoit să îi șteargă toate amintirile ca să o țină dormitând, să zicem, cumva în interiorul ei energia asta, fără să fie conștientă de ea, ca să-i salveze viața, practic. Moment în care, automat, el trebuie să-i spună la revedere, nu mai poate să rămână în viața ei, pentru că ar declanșa toate amintirile alea și își ia la revedere de la ea, de fapt nu, că ea deja nu mai știa cine e după ce i-a șters amintirea, dar de la bunicul ei, care, bunicul ei, să vă explic așa puțin, era un om care toată viața lui visase să fie printre stele, să călătorească, să exploreze și în momentul în care și-a luat la revedere de la el, a fost
incredibil de dureros, deci stăteam acolo și plângeam și boceam cu șervețele lângă mine. Da. Și stătea bunicuțul ăla în ușă așa, plângea și David Tennant în ploaie afară. Da, oh my deci god, da, e, știu. E poza aia clasică. Exact, da, da, știu. Și groaznic. Mă rog, mai încolo urmează și regenerarea lui, deci da, atâta durere. Asta e, da, a fost alt episod cu regenerarea lui, nu? Când... Cred că la un episod distanță sau ceva de genul, n-a mai fost. Că la final e sezonul 4 e faza asta. Și sezonul 5 deja e cu Matt Smith. Ah, ok. Păi nu, că asta, ăla mi-a plăcut și mie când zice el, I don't wanna go. Da. Atunci, și atunci, surpe, clar. Da, deci e imaginea aia cu Tennant plouat tot. E fix un cățel plouat pe da. Care îl arunci în stradă și se uită așa trist. Da. Eu m-am oprit la villain. Adică, dacă era master, era clar Weeping Angel. Da, pe la mine asta e. Dar am zis că ar fi interesant să vorbim și de villain. Și clar e The Master, da. Adică nu se compară nimeni cu el. Da. Mi se pare foarte asemănător ca stil și ca inteligență cu Moriarty din Sherlock. Da, da. Și îi ador pe amândoi. Și... Da, exact. Și mai ales când era transformat în femeie, mamă, ce, da. Ce mișto. Da. Vai, vai, cât de tare. Nu mă așteptam să facă aia. Femeie, nu mă așteptam, dar s-a potrivit da. De minune rolul. Da, și tipa era așa de faină, nu știu exact cum era, creepy și, nu știu, foarte deșteaptă, da, super. Da. Și da, Weeping Angel, și la Weeping Angel, partea da. A doua. Care sunt statui, deci... Doar că nu te uiți la ele, sunt statui. Când te uiți la ele, sunt când statui. Când te uiți la ele, sunt statui și când nu te uiți la ele, sunt niște monștri care îți iau toată energia și te transportă în altă... Exact. Și cel mai creepy e că știți jocul ăla pe care îl jucați când erați mici, probabil când te întorci cu spatele și te întorci invers și se apropie copiii de tine și trebuie să îi surprinzi mișcându-se. Așa sunt ăia. Și practic în momentul în da. Care clipești sau se stinge lumina sau te întorci un pic cu spatele da, și te întorci da, și vezi, oh my God. Dintr-o statuie normală cu niște îngeri care stau așa, da. Îi vezi apropiindu-se așa de tine și tot mai mult și tot mai mult cu dinții afară. Și știi ce era ce mai creepy atunci când era cu The Angels Take Manhattan, când a transformat magicul Moffat. Moffat, așa. Așa. N-a transformat... Are și un nume. N-a transformat fiecare chestie, da. Toate, toate statuile. Statuile din lumea întreagă. Adică... Statuia Libertății. Statuia Libertății. Începem cu ea. Așa. Și ăia mi s-au părut cei mai creepy. Îngerași de aia, mici. Da. Oh my God. Cum sunt pe la bisericile gotice da, și așa, da. Bebelușii ăia, da. Grăsunei, așa și... Da. Eu acum nu pot, când mă plimbam la un dat, am fost în excursie cu ai mei prin Anglia și ăștia mai au prin cimitire oh, da, statui din da. Ăsta și eram... Exact, genul ăla. Doamne, nu! Exact, genul ăla, genul ăla, don't blink, don't da, blink. Da, da. Păi da, pe Alexandria am făcut o fază de asta. Am zis că înainte să mergem, că am fost să vizităm Highgate și înainte să mergem să vizităm, le-am zis să uite la don't blink. Ca să înțeleg că referințele mele pe care o să-i le spun. Eu mă strâng singură de mâini, da. Mai pe mă gândesc la și, mă era, și eram pe acolo și era aia. Pute, om, de cripie. Da, deci foarte, foarte. Este. A, și povestea știi care, nu? De ce a inventat chestia asta? Cum a venit cu ideea? Nu, nu, nu știu. Am citit că el a venit cu ideea asta pentru că la un moment dat el era în New York, nu știu ce, și era la o catedrală, era o statuie a unui înger. Și a tot văzut statuia aia. Și la un moment dat, nu știu, când am mai trecut pe acolo, n-am mai văzut-o. Atâta, și de atunci a venit ideea aia. Și era... Da, exact. De atunci a venit ideea. Okay. Ar fi bun de un monstru din ăla care... Cum a dispărut această statuie de acolo? Băi, și au mai fost niște monștri la un dat care la fel mi s-au părut foarte creepy. Pe locul 2, să spunem. The Silence, dacă îi mai știi. Pe aia pur și simplu îi uitai. Când îi întorceai spatele și nu mai vedeai, uitai cum plecă i-ai văzut. Și e un episod la un moment dat, ca să țină minte când îi vedeau, își făceau pe piele. Da. Deci, Doamne. Și să-și noteze cât au văzut. Da, și la un moment dat se trezeau plini de linii pe piele. Da, sper. Foarte, foarte bine. Deci, vezi, Doctor Who este, nu MSF este și... Are de toate, are exact. Și elemente de groază, are și de love comedie, stories, și da. Comedie, și suspans, și prietenie. Exact. Are de toate, e minunat. Deci, e Harry Potter pentru extraterestri. Da, știi faza aia, referința aia, nu? Cu, din ăla cu Shakespeare. Nu că cred. A zis Tennant că a citit citise ultima carte din Harry Potter. Așa. Oh my god, I cried. Și nu a apărut încă.
Mamă, da, mai țineam minte. Da, deci aia este genial. Am luat odată chestia aia, caption-ul ăla și l-am pus, da. Și uite, și asta am uitat să menționăm. Au și elemente istorice super da. Interesante. Adică de multe ori se întâlnește cu personaje din istoria... Cu Regina Victoria. Da, exact. Cu Shakespeare, că tot mai l-ai menționat. Cu Agatha Christie. Așa, da. A fost și pe Titanic, am impresia odată. Nu, era Titanic în spațiu. Și cu aia, cu Madame de Pompidou. Da. Ăla era unul dintre, da, așa, favorite story, da, v-am uitat de el. Și nu știu. Sunt mai multe personaje, nu, acum nu mai vin minte nici mie toate. Exact. Dar da. Da, frumos. Foarte frumos, da. Gata. Recomandăm. 10 stele din partea noastră. Yes. Și acum așteptăm, da, să vedem cum da, să fie nou da. Sezon. Eu trebuie să termin întâi sezonul ăsta, poate mă pun și acum pe treabă. Problema e că l-au scos de pe Netflix, eu de asta sufăr. Ah. Și asta înseamnă să-mi conectez laptopul și mi-a fost foarte lene în ultima vreme. Dar ce, pe Netflix erau toate? Erau ultimele și după aia au scos tot complet, n-au vrut să mai plătească. Ah. Ei nu înțeleg cât de valoros e doctor. Nu înțeleg, e problema la ei. Da, nasol. Da. Nu uitați să mergeți și la Evelina pe canal, la Evelina și la Sandra, să vedeți clipul pe care l-am făcut noi împreună, în care vorbim despre niște produse de favoritele îngrijire. Lunii iulie. Exact. Basically. Despre seriale, despre filme. Da. Și la noi mai puteți vedea și multe alte tipuri cu și despre cărți. Foarte multe despre cărți, despre seriale și... Avem și vloguri. If you're into that. Da. Vorbim jumătate în engleză, jumătate în română. Dacă sunt pe canalul ăsta, deja sunt obișnuiți. Adică... Ah, super, da. Foarte bine, da. Mulțumim mult că ați vizionat, nu uitați să dați și un thumbs up, nu uitați să mergeți și la ele pe canal, din nou, și o mânghiere pentru Skyte aici de față, care ne-a ținut companie, și dacă vreți să le mai vedeți pe fete, pe, mă rog, și pe Sandra, da. Pe acest canal, Sandra e roșcată. Puneți-ne, da. Ne vedem data viitoare, vă pupăm, pa!